N-a fost situație ca noi să nu îndeplinim acele venituri prognozate în bugetele componente a bugetului public național, am în vedere bugetul de stat, bugetele unităților administrative teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile de asigurare obligatorie ce ține de medicină. Și în pofida faptului că a fost rectificat bugetul, că ne s-a stabilit o sarcină pentru luna decembrie destul de, s-ar părea, exagerată, noi ne-am mobilizat și considerăm că vom îndeplini și sarcina pe luna decembrie. Dacă să vă spunem că la bugetul de stat noi avem aproximativ 2 miliarde de lei, care n-a fost în istoria Moldovei niciodată așa sarcină stabilită, dacă s-a ajungea maximum la 1 miliard, și dacă o să vă spun că la bugetul asigurării sociale avem 900 de milioane, iarăși care n-am avut niciodată așa sarcină, dar vă asigurăm că vom... Pentru luna decembrie nu mă vorbesc, că de la începutul anului am asigurat toate, încă și supraexecutare. Dar și în luna decembrie în față acestor sarcini,